Bine m-am regăsit la horoscopul zilei. Este deja mijlocul săptămânii, lucrez pentru horoscopele lunii septembrie. Vor apărea încet cu încetul, după cum v-am obișnuit, la sfârșitul lunii. Probabil și în weekend voi mai filma încă și voi mai edita aceste filme. Dar până atunci, nu uitați că există horoscopele zilnice, așa cum vă prezint acum, sau horoscopul săptămânii, care mai nou are introdusă chiar în începutul acestui film partea de astrodramă, adică partea de configurație astrală explicată în termeni populari, să zicem așa, pentru toată lumea. Asta ca să nu mai fac un film întreg dedicat mersului planetelor pe cer, pentru că poate nu există interes pentru felul cum acționează planetele, cum interacționează. Acum le-am introdus pe toate săptămână de săptămână, 10 minute la începutul horoscopului sunt dedicate acestui plan astrologic pentru toată lumea, la modul general, pentru că, într-adevăr, toate planetele acestea ne influențează într-un fel sau altul pe toți, la fel, dar ceea ce ne face pe toți special este horoscopul zilnic despre care, iată, vă vorbesc acum. Pentru Berbec este o zi în care toată dorința sa de a se afirma, de a ieși în evidență, de a face lucruri nemai făcute, de a se arunca în valuri, de a încerca experiențe total noi, este ținută sub control sau, mai mult decât sub control, blocată de tot felul de piedici, de opreliști pe care voi nu le puteți depăși, nu astăzi. Tot ce încercați să faceți mai aparte, mai fisticiu, care conține și oarecare doză de risc și care nu toată lumea vi le aprobă, nu vi le acceptă oricine, sunt oprite înainte de a se produce. Veți întâlni multe refuzuri, multe uși închise, uși trântite în nas, multe amânări, nu acum, nu fă asta, nu ai voie, e interzis. Voi poate da, ați crede că orice e posibil, lucru nemaipomenit de altfel, e foarte bine să treceți peste orice opreliști, orice ar fi. Dar de data asta se pare că aceste opreliști sunt mai puternice decât voi. Și deși nu vă mai lasă nimeni nimic să înaintați către ceea ce v-ați propus, poate e mai bine așa. Deci dacă vedeți că orice ați încerca, oricât v-ați da peste cap să ajungeți la un anumit scop, țel propus pentru astăzi, dacă ceva vă oprește, dacă ceva nu vă lasă să mergeți mai departe, s-ar putea să fie spre binele vostru. Există acolo ceva, o entitate protectoare care vă spune stop, nu fă lucrul ăsta că poate ești prost, poate ești pus într-o situație defavorabilă, poate e un pericol. Da, că voi vă aruncați înainte, vă credeți capabil și sunteți capabil de orice, dar de data asta se pare că există pe undeva un pericol pe care voi nu-l vedeți, nu-l prevedeți, mai bine zis, nu aveți spiritul acela prevăzător de a vă instinctul de supraviețuire, cum s-ar zice, să nu faceți un lucru care vă poate pune într-un pericol. Nu înseamnă că vă așteaptă ceva astăzi riscant, periculos, dar dacă vedeți că orice ați vrea voi să faceți mai aparte nu iese, înseamnă că nu trebuia să iasă. Nu astăzi, poate cu altă ocazie, și atunci să învățați din piedicele acestei zile ce e benefic pentru voi, la urma urmei. Nu e o ușă trântită în nas că vrea cineva să facă vouă rău, nu e o amânare că nu se mai produce lucrul ăla, e doar o amânare, nu azi, altă dată, mâine, poi mâine, peste o săptămână se va produce lucrul ăla. Că acum voi aveți o cantitate uriașă de energie copleșitoare pe care ați fi în stare să o investiți toată într-o anumită direcție și mai devreme sau mai târziu să vă dați seama că nu trebuia, că nu a meritat asemenea consum fantastic, de asemenea exces de energie pentru acel scop care probabil v-ar fi nemulțumit.
o relație nu merge, înseamnă că nu trebuia să meargă. Nu obțineți un job, să zicem, nu era pentru voi. Piedicile sunt, de fapt, rezerva aceea care vă ține pe loc să nu vă duceți într-o direcție în care ori ați putea pierde totul, ori v-ați dat seama că ați arunca pe fereastră bunătate de resurse fără a obține ceea ce v-ați dorit. Deci mai domol, luați-o mai încet, refuzurile, piedicile, amânările, ușile trântite au și ele un rost astăzi. Pentru Taur este o zi obositoare, ca și cum aveți foarte mult de lucru, aveți ceva de făcut sau ceva de început sau o activitate de făcut în care vi s-ar cere foarte multă implicare, dar nu prea aveți ce investi, nu prea stați bine la capitolul energie, nu prea stați bine la chef de a vă apuca de treaba aia, vi se pare foarte complicat, s-ar putea să renunțați înainte de a începe, să amânați totul. Există așa o rezervă din punctul vostru de vedere să nu faceți lucrul acela, nu azi, că ceva lipsește, ceva important lipsește. E ca și cum trebuie să plecați la drum cu o mașină, dar n-aveți benzină în rezervor. Cum să ajungeți unde v-ați propus dacă voi nu puneți benzină în rezervor? Acel ceva foarte important pentru început lipsește, cheful, motivația, timpul, starea de sănătate, ceva inițial, important pentru plecare, nu ceva ce ați putea găsi pe parcurs, ci ceea ce contează din primul pas pe care îl faceți, lipsește sau nu este la nivelul dorit și din cauza asta nu puteți să-i dați drumul acelei idei, activități, acelui proiect la care deocamdată visați. E ceva important, vi se pare deosebit ceea ce vreți să faceți. Tocmai de aia, dacă tot nu sunt întrunite toate condițiile începutului, voi spuneți nu, hai să mai aștept, hai să mai adun informație, să mai adun resurse, să mai adun bani, să mai adun ceva ce acum poate am, dar nu suficient cât mi-ar trebui mie să ajung acolo unde mi-am propus. Visul vostru este atât de mare încât nu poate fi atins cu 10% energie în baterii. Clar că v-ar trebui 100%. Și momentan nu aveți. Pentru Gemeni este o zi în care trebuie să vă implicați foarte serios într-o activitate, dar să vă implicați total, numai în acea activitate. E nevoie de concentrare, de energie, de timp, de resurse, de tot, de atenție, de motivație către un anumit scop, unul singur. Nu puteți face așa cum faceți de obicei. Voi sunteți capabili să lucrați pe mai multe fronturi simultan, dar de data asta vă trebuie o singură țintă, o singură cale către care să investiți toată această energie. Energie, resurse, aveți un coș cu bunătăți și toate aceste bunătăți trebuie trimise într-o singură direcție, că acolo o să apară și succesul, acolo o să apară și satisfacția, de acolo vin niște roade într-un fel sau altul. Deci cu cât sunteți mai concentrați pe un unic scop și dați totul pentru acel scop, cu atât e mai aproape succesul. Nu vă risipiți în prea multe direcții, nu încercați să mulțumiți și capra și varza, nu lucrați pe mai multe fronturi simultan, că așa nu o să iasă nimic pe niciunul din aceste fronturi. Dar dacă alegeți o singură cale, da, o idee din aia fixă, e ca la șina de tramvai. Tramvaiul nu merge decât într-o direcție. Mergeți pe șina asta că la capăt vă așteaptă o destinație care o să vă satisfacă. O bicicletă, o mașină o mai ia pe căi lăturalnice, dar e risipă de energie, de timp, de resurse, chiar dacă e tot un drum până acolo. Dar făcând precum tramvaiul, precum trenul, mergând pe o singură cale înainte, veți vedea că și roadele de la final vor fi mai bune, că altfel se canalizează energia voastră către un unic scop și într-un final către un unic succes. Pentru Rac este o zi în care pot apărea foarte multe situații neprevăzute,
nu ieșite din comun, nu sunt lucruri extraordinare, dar fiind multe și enervante, s-ar putea să vă cam strice toată ziua. Apar tot felul de mărunțișuri, dar care sunt așa motive de iritare, de nervi, vă sare țandăra, vă certați cu oricine, se strică ceva la mașină, acasă, nu știu, pierdeți ceva foarte important. Sunt tot felul de lucrușoare, că nu pot să le spun lucruri deosebite, care nu ies conform planului sau se strică. Se strică pe nepusă masă. V-ați făcut niște planuri? Nu merg. V-ați cumpărat un obiect? A doua zi face poc. Ceva se poate întâmpla care neprevăzut, nu e ceva ce puteți controla să nu se întâmple. Se întâmplă și vă face ca ziua să fie plină de neprevăzut, de neplăcut. E o atmosferă cam agasantă, că nu știu cum să-i spun altfel, vă agasează mereu câte ceva, câte un conflict aici, un conflict cu vecinul, cu colegul de serviciu, niște nervi de la nimic, o defecțiune când vă e lumea mai dragă, deci orice se poate întâmpla, mic, mărunt, dar atât de iritant încât nici nu știți cum trece ziua asta, că treceți dintr-una într-alta, așa, dintr-o belea într-alta, dar sunt belele mici. Asta este singura voastră satisfacție, că nu vă așteptați la ceva grav sau foarte important. Leii au ocazia să-și pună foarte bine în valoare spiritul de lider, de conducător, de coordonator, printr-o acțiune foarte motivantă, foarte ambițioasă. Vă arătați cât de bun sunteți într-un anumit domeniu, dar nu e suficient să fiți doar voi, nu puteți ajunge la capătul acestei acțiuni singur, nu e ceva pe cont propriu, independent. Altă dată da, faceți lucruri singur și tot singur la sfârșit culegeți roadele. De data asta e ideal ar fi să aveți un grup alături de voi, o echipă pe care să o coordonați. Clar că voi trebuie să vă puneți în valoare foarte bine calitățile de capitan de oști, să zicem așa, și să găsiți această oaste pe care voi să o îndrumați către succes. Sunteți șoferul nemaipomenit, cel mai bun vizitiu de căruță, cum să o numi, dar clar că trebuie să fiți la înaintare, capul acestei acțiuni. Ceilalți doar să-și aducă contribuția, dar felul cum se adună toți în jurul acelui proiect, scop, vis, măreț, stă în puterea voastră. Voi sunteți cel care le spune altora ce să facă. Voi dați ordine, voi coordonați, voi îndrumați, voi dați sfaturi, voi arătați calea încotro să meargă toți, cum să-și adune toți energiile într-o singură direcție. E nevoie de implicare acolo, de participare, de completare unul pe altul, dar totuși dinaintea tuturor sunteți voi și arătați calea. Clar că responsabilitatea stă pe umerii voștri, clar că și a celorlalți, fără discuție, că nu o să facă ei prostii și o să plătiți voi, dar vă dați seama de greutatea rolului pe care îl jucați, că sunteți la înaintare. Voi veți fi trași la răspundere, voi veți plăti oale sparte, dar, bineînțeles, vă puneți în joc tot ce știți mai bine să iasă bine. Asta e clar, să iasă, să fie un succes în cele din urmă, chemându-i pe toți alături, coordonându-i, spunându-le fiecare care le e calea, care le e rolul în toată povestea asta și toți au nevoie de acest lider. Voi sunteți acela, vă pricepeți să conduceți și pe alții, nu vă este niciodată pusă la îndoială calitatea de șef într-o anumită direcție, deci fiți șef arătându-le și celorlalți ce au de făcut, dar punând și voi efectiv umărul la treabă, că sunteți un capitan jucător, nu un capitan care stă pe margine și le zice altora ce au de făcut. Sunteți acolo pe teren și vă asumați rolul de coordonator direct în acțiune și atunci și succesul este din ce în ce mai aproape. Fecioara,
A fost implicată până acum într-o activitate de lungă durată la care ați muncit mult, ați tras din greu ca să ajungeți aici. Poate un curs care a durat foarte mult, poate un proiect la serviciu care a durat foarte mult. A implicat o perioadă de acumulare, de resurse, așa, de sedimentare. E ca la o construcție a unei case care de la prima etapă până ajunge la ultima durează. Acum sunteți spre finalul unei astfel de acțiuni de foarte lungă durată și finalul e pe repede înainte. Ori vă cam grăbiți, se apropie termenul limită și ați intrat un pic în panică, dar știți cum e când vă grăbiți, s-ar putea să și greșiți. Nu vă grăbiți, așadar încercați să vă adunați forțele, să duceți totul la îndeplinire, dar fără a rasoli totul așa pe ultima sută de metri, ori chiar finalul este și cel mai palpitant, cel mai interesant, e ca la un film de acțiune. După ce ne-am plictisit cu toți la un film de o oră jumate, pe ultimele minute se rezolvă tot și normal că ieșim cu toții din acest film cu satisfacția unei acțiuni foarte interesante. Așa este și acțiunea în care sunteți voi implicați. Poate o vreme abia s-a mișcat, până s-a construit totul, până ați făcut pași înainte, până s-a dezvoltat, cine știe cât a durat. Dar acum, pe ultima sută de metri, merge șnur, faceți pași mari către final. E pe ultima turnantă sau chiar pe ultima sută de metri. Știți cum atunci când prindeți avântul maxim să îi depășiți pe toți ceilalți dinaintea voastră. Merge repede, se văd roadele, sunteți mulțumit de felul cum au înviat, parcă a prins viață toată povestea asta și sunteți foarte aproape de finalizarea acestui proiect, acestei acțiuni, care cine știe de când o clădiți etapă cu etapă. Pentru balanțe este o zi un pic sub așteptări, ceva nu iese conform planurilor voastre. Vă simțiți un pic singur, un pic dat la o parte, un pic abandonat, neglijat, nu vă simțiți voi în apele voastre prea bine. Aveți un motiv de decepție, poate chiar de decepție asupra voastră. Nici nu știu cum să-i spun, un fel de depresie legată de propria voastră ființă. Vă uitați în oglindă și ceva nu vă place și de la asta faceți o întreagă problemă existențială, că sunteți ghinioniți, că vouă nu vă merg lucrurile, că sunteți urât, că sunteți... Toate defectele lumii vi le găsiți acum privindu-vă pe voi în față în față în această oglindă. Dar asta e pentru că sunteți într-o pasă nu tocmai bună din punct de vedere mental, emoțional, aveți tendința de a vedea ce lipsește, ce nu aveți, ce n-a mers, atâtea eșecuri de odinioară, deși aveți o grămadă de lucruri cu care să vă, de care să fiți mândru, pe care să le scoateți la interval. Din păcate, astăzi scoateți de la naftalină eșecurile. Dintr-o dată spuneți că 90% din viața mea a fost un eșec, o pierdere, un rateu total. Ceea ce nu este adevărat, a fost exact invers, 90% a fost succes, dar exagerat, sunteți într-o pasă nu tocmai bună în care aveți această tendință de a scoate, de a scoate în evidență, ci a le umfla mai mult aceste eșecuri, nemulțumiri de odinioară. E trecătoare această fază, o să găsiți în curând și multe motive de a zâmbi, de a vă bucura de ceea ce merge bine, dar astăzi, din păcate, alunecați așa într-o zonă cam tristă și vedeți numai ce nu vă convine, ce n-a mers și ce nu ați avut toată viața. Pentru scorpioni este o zi relaxantă din multe puncte de vedere, ca și cum voi v-ați putea permite chiar o zi de pauză. Un relaș total, o vacanță, un weekend în mijlocul săptămânii, ceva de genul ăsta în care chiar n-aveți chef de nimic. E o stare de plictiseală, nu e genul vostru să fiți plictisiți, dar nu vă trage ața la nimic. Ori sunteți în mijlocul unei acțiuni care
trenează, nu vă mai aduce nimic bun, nu se mai mișcă, nu vă mai motivează nimic în direcția asta și de-aia alunecați pe panta aia a pasivității, a lehamitii, m-am săturat, nu mai vreau să fac lucrul ăsta, las lucrurile pe margine și văd eu altă dată când mă ocup de ele. Poate e bine să nu vă mai gândiți o vreme la cu atâta încrâncenare la un anumit subiect, că detașându-vă s-ar putea să apară de undeva soluții, altă viziune asupra lucrurilor. Da, luați-vă acest răgaz, luați-vă această gură de aer proaspăt, curat, făcând altceva sau fără să mai faceți nimic la planul acela care momentan pare blocat și permiteți-vă o totală detașare. Fără să vă mai gândiți, fără să vă mai bateți capul, fără să mai insistați asupra unui lucru care vedeți că nu mai evoluează. E acolo blocat. Nu e un eșec. E doar un blocaj. E o perioadă de platou, așa, în care nimic nu se mai întâmplă. După o vreme, se vor mișca din nou. Dar acum, pentru că nimic nu mai apare nou, aveți tendința de a vă pierde interesul pentru ceea ce ați început să faceți, ceea ce ați visat să ajungeți. E o călătorie în care tot mergeți prin deșertul ăla și deocamdată nu apare destinația. E, aveți răbdare că o să apară și destinația în curând, dar momentan poate chiar e bine să vă luați un fel de pauză, un fel de vacanță până când ceva vă va remonta și vă va resuscita interesul pentru ceea ce deocamdată e cam departe. Săgetătorul privește un pic peste umăr la o fostă relație, la o prietenie mai degrabă, nu pare să fie neapărat o iubire sau ceva de genul, ci mai degrabă o persoană care a ieșit la un moment dat din viața voastră în trecut. V-ați certat, nu v-ați mai înțeles, au fost vorbe aruncate cam severe acolo, poate chiar o criză în acea relație. Acum parcă vă e dor de acea perioadă, chiar dacă nu mergea bine, chiar dacă nu era prietenia cea mai grozavă, nu era o relație ideală, ceva vă lipsește, parcă nu mai sunteți voi cel de odinioară că nu mai aveți nici măcar cu cine vă certa cu acea persoană care acum nu mai este parte din viața voastră. Poate n-a ieșit complet această persoană, poate doar a fost o distanțare, o despărțire temporară și cumva ori voi sunteți cei care luați legătura cumva cu această persoană, îi mai dați un semn de viață, îi dați un telefon, îi trimiteți un SMS, o provocați la o nouă ceartă dacă s-ar putea, ori poate chiar printr-o fantastică minune relația aia se repară, poate chiar așa prin farmec, poate a fost necesară o perioadă de detașare, de distanțare, fiecare să-și vadă de viața lui, de treburile lui, fără să mai interacționați o vreme. După o perioadă de pauză, iată, s-ar putea să vină o astfel de zi în care viața vă va aduce din nou față în față sau un concurs de împrejurări vă pune din nou alături la masa tratativelor să vedeți dacă puteți remedia ceva din această relație. Poate e timpul să vă dați niște explicații unul altuia, să vă cereți iertare unul altuia, să dregeți busuiocul pe aici pe acolo sau, dimpotrivă, dacă vedeți că la noua șansă care vi se pune în față, tot cu scânteie iese, tot cu nervi se desfășoară discuția, înseamnă că gata, până aici a fost relația și e timpul să îi puneți definitiv punct. E o a doua șansă. E o a doua șansă să vedeți, măcar să vedeți pe ce nivel se află această relație? E de binelea distrusă sau se mai poate remedia ceva? Sau ceva și pe unul și pe altul va îndepărtat, dar de fapt fiecare își dorește reluarea relației. Unii săgetători o să încerce să dreagă busuiocul și să repare această prietenie de odinioară cu oricine ar fi, despre oricine ar fi vorba aici, dar alți săgetători, mult mai tranșanți, mult mai duri în replici, s-ar putea să folosească această nouă întâlnire pentru a exploda bomba, pentru a arunca în aer chiar și ultima rămășiță care mai era, chiar să fie o ruptură definitivă. Pentru Capricorn e un moment în care revine din trecut o situație
pe care n-ați putut la momentul respectiv nici măcar să o împărtășiți altora. S-a întâmplat, ori v-a fost rușine, ori nu era ceva bun și ați preferat să o treceți așa pe linie moartă, ați tăcut la vremea respectivă. Poate regretați că ați tăcut, poate ar fi trebuit să ziceți ceva la momentul respectiv. Acum revine această problemă din nou în discuție, dar nu mai e cazul să tăceți, nu mai e cazul să țineți secret, să fiți discret asupra situației respective. Oricât v-ar durea această revenire în actualitatea acestei situații din trecut, probabil e nevoie de comunicare, probabil e nevoie de o discuție față în față, să nu mai tăceți, să nu mai treceți cu vederea. Poate atunci a fost, nu știu, un conflict cu cineva și v-ați retras, tăcut, l-ați lăsat pe celălalt să-și dea toți nervii și voi ați luat asupra voastră toată vina retrăgându-vă. E, acum nu mai e cazul nici să tăceți, nici să acceptați orice, ci dimpotrivă să exprimați în cuvinte ce simțiți, frustrările, nemulțumirile sau poate chiar satisfacția că măcar acum aveți șansa, dreptul la replică, să vă spuneți și voi punctul de vedere. Păcat că nu vi l-a spus și atunci, asta simțiți acum, dar niciodată nu e prea târziu să vorbiți despre trecut, că ceva a rămas neexplicat acolo, nejustificat, neexprimat, ați înnăbușit o idee, un gând, un sentiment, ce-o fi, prin tăcere. Nu mai e cazul să tăceți, ci dimpotrivă dați afară ceea ce inima voastră, mintea voastră strigă cu putere să se facă auzită. Pentru vărsători, e o zi în care vă simțiți un pic cam vinovat de o situație și dacă vă simțiți vinovat, preferați mai degrabă o poziție în umbră, în planul 2, să nu vă vadă prea mult nimeni, să nu vă ceară nimeni socoteală pentru situația respectivă. E precum copilul ăla care a făcut o boacănă și se retrage în camera lui sperând că mama nu o să observe problema respectivă. E normal că boacăna va ieși la iveală. E, și atunci o să vedeți voi cum dregeți busuiocul, dar deocamdată preferați tăcerea, preferați anonimatul, preferați fuga, preferați izolarea, să nu vă ceară nimeni socoteala, să nu vă tragă nimeni de ureche pentru ce s-a întâmplat. Dacă totuși e o chestiune care vă apasă foarte tare ca o vină, care vă simțiți cu musca pe căciulă foarte, foarte serios, cred că ar fi bine să faceți un pas în față, mai timid, mai îngrijorat de situația respectivă și să dregeți busuiocul. O greșeală recunoscută este pe jumătate iertată, deci mai degrabă vă duceți și voi și spuneți da, am făcut-o, sunt vinovat, decât să se descopere problema respectivă și atunci nu o să mai știți cum să o reparați, cum să o remediați, cum să ieșiți din situația asta, că va fi o situație jenantă așa, că e o chestiune de imagine acolo, nu vă convine că ați făcut tot de oaie, cum s-a spune. Mai bine ieșiți în față, recunoașteți măcar o parte din vina respectivă, să o recunoașteți, că mult mai ușor o veți remedia, o veți șterge din memoria celorlalți, decât dacă peste cine știe cât timp vor începe unii să vă spună tu ai făcut aia, ești vinovat de aia și atunci va fi mult mai dificil. Și în sfârșit am ajuns la pești care nu sunt prea mulțumiți de această zi, deoarece se simt un pic judecați de anumite persoane, persoane cu care ați avut înainte relații bune. Oamenii aceștia vă apreciau, oamenii aceștia aveau vorbe bune despre voi, dar dintr-o dată ceva s-a schimbat la ei. Nu mai sunt atât de înțelegători, atât de amabili, nici voi nu înțelegeți ce i-a determinat să se schimbe atât de tare de la o perioadă la alta. Altfel s-au comportat ei cu ceva vreme în urmă decât acum. De fapt, la ei s-a produs un declic care i-a făcut să se schimbe. Voi sunteți aceiași, voi aceeași relație ați avut și înainte, dar ei între timp au trecut printr-o transformare așa de personalitate care îi face să se comporte altfel decât îi știați voi înainte. Deci nu trebuie să luați atitudinea lor care avea ceva cu voi,
că nu au nimic cu voi. Ei dintr-o dată și-au schimbat punctul de vedere. Altă dată erați pe aceeași lungime de undă, gândeați la fel, erați în aceeași tabără, dar ei s-au sucit, ei au făcut pact cu inamicul, au trecut în tabăra cealaltă și voi trebuie să arătați toleranță pentru situația respectivă. Nu trebuie să considerați că dacă ei au schimbat tonul față de voi, ați fi voi vinovați de ceva. Nu, e ca la cei care au fost într-un partid până mai ieri și acum înaintea alegerilor au trecut în tabăra adversă că sunt mai multe locuri dincolo. Voi tot adepții unei idei ați rămas, tot în aia credeți. Ei au început să critique acum ideea pe care o aveți voi și pe care o aveau și ei cândva. Dar trecând dincolo, în cealaltă tabără, au început să atace exact ceea ce și ei altădată promovau ca idee centrală. Mergeți mai departe pe principiile voastre, nu vi le schimbați că așa cer ceilalți, că ei sunt cei depuși la zid, să zicem așa, pentru că s-au dat după cum bate vântul. Dimpotrivă, voi sunteți de apreciat că aveți idei ferme, principii ferme, credințele voastre, convingerile voastre de la care nu vă abateți, semn că ei sunt mai superficiali, sunt mai schimbători, mai liber schimbiști în funcție de oportunități. Deci niște oportuniști la urma urmei. Dar voi sunteți pe principiile voastre și bine faceți, continuați pe ideile voastre fără să vă lăsați intimidat de ceilalți care dintr-o dată trecând în cealaltă tabără au început să latre. Asta este ziua de joi. Sigur, ne vom mai vedea și la horoscopul de vineri și la cel de weekend. Am început și horoscoapele lunii septembrie. Fiți pe fază, abonați-vă ca să aflați când apar cele 12 filme separate pentru fiecare zodie în parte și să ne vedem cu bine și mâine!